Satul Gribov a fost numit în memoria unui tânăr originat în acest sat, care în 1962, când lucra ca tractoristă în Kazahstan, a salvat la incendiu un lan de grâu. Spuneți-mi, vă rog, ați trăit mulți ani aici? Sunteți din Gribova? De aici, da. Aici m-am născut, aici trăiesc, aici am să mor. Eu trăiesc încolo de vale. I-am spus lui domnul primar, zic, pune-ne măcar și nici câte un scaun de ăsta, că mai merg și mă mai hodinesc. Îmi pare că n-ar să rămâie nimeni peste 10 ani. N-au unul lucră. Unii să lucreze, să facă bani. Bună ziua! Puteți veniți aici să vorbim nițel despre satul dumneavoastră? Ce le lipsește locuitorii satului acum ca viața să fie mai bună? Ce le lipsește? Locuri de muncă bine plătite, atrăgătoare. Cum vedeți localitatea peste 10 ani? Cred că mai pustietă decât acum. Cred că mai pustietă. Dacă mai mergeți încolo să vedeți câte case repădate, ușile închise, cred că cei care pleacă nu mai vor să se întoarcă. Sunt Petru Flăcosu, președintele ONG-ului Alianța Fermierilor Raionul Drochea, originar din satul Gribova. Satul este deja gazificat de mulți ani, apeductul este, drumurile s-au făcut și se mai face. Practic am toate satele, inclusiv și Gribova, am ajuns la o jumătate de populație, la 50%. Deci eu vreau să zic că lipsa locurilor de muncă este o problemă. Sunt sute de case abandonate, demolate, ruinate, care n-au grijă de nimeni. Două case abandonate. De mulți ani? Păi, desigur, de mult, dar nu vedeți copaci, dar m-au crescut, nu vedeți pădure, uitați-vă în dreapta. Așa că stă de, nu de 10 de ani, dar cred că 20%. Uh-huh. Păi, pădure, așa, cum spune. Și se ascunde aici. Dacă se vede numai vârful. Numai vârful la fostul sărai, spunem așa. Vedeți? Deci că este necesar de o lege, de o legislație, care ar permite Consiliului, vreau să zic, primăriei, de a hotărâ întrebarea cu casele astea abandonate. Adică că să le dea un termen oricare, 3-5 ani. Și nu pot spun că oamenii din Paris, de pildă, exprimă mare fericire. Tot vremea este foarte serioși, foarte rar zâmbesc. Au probleme de alt tip, nu ca la noi, dar sunt și acolo probleme mari. Și la noi, așa cum ne-ai dat tot, și avem magazine, avem piață Miercurea, avem casă de cultură, centrul medicilor de familie, aici pe loc la noi în sat nu trebuie nici în alte părți. Ne mai ducem când e mai necesar la Drochea de am. Și în alte părți, dar le avem pe a noastră aici pe loc. Și mai bine în orice caz ca în alte sate. A și care sunt vârstă rămân aici, fiindcă de-am gata, noi aici am trăit toată viața, nu ne ducem nicăieri. Dar tineretul nu are la ce să stai, că nu are unde lucra. Vedeți și dumneavoastră, răschituri, case demolate, semi-demolate, că eu am zis, într-o zi vorbim cu fostul primar, noi ziceam, de ce nu faceți o ordine și să demolați toate răschiturile astea? Parcă suntem bombardați după război în satul ăsta, parcă suntem, nu avem drept că e proprietate privată. Și nu putem să ne amestecăm în o gradă omului. Dar omul s-a dus și trece prin Anglia, prin Franța, prin Australia, nu știu pe unde, și nici nu și-a dus aminte de locul ăsta. Dar chipul satului, imaginea satului e foarte urât. Вам понравилось село? Очень. Тут люди были такие спокойные, хорошие, добрые. А вы откуда приехали? Из Новых Кадрян, Данишанский район. Есть куда детей вывести, в парк, в садик, например.
ну, тут близко хорошие магазины, аптека, вот что хорошо, врачи хорошие здесь. Ну, люди как-то более уважительные. Чтобы... Еще, чтобы как бы школа бы, ну, чтобы сделали русскую, чтоб, потому что у меня дети русские, чтобы в школе учили их на русском языке, потому что у меня их много, детей 7. Молодец, чтобы были здоровы. Față de cum era înainte, e bine. Locuri de muncă, asta e tot problema, că nu au unde lucra. Tineret, ceva pentru tineret să fie. Peste 10 ani, greba, ce va fi? Cum va arăta? Noi sperăm că să fie bine. În primul rând, noi avem muzeu în sat, deam în plus. Oficiu poștal este, primărie este, sunt centri comerciale, biserică, deam în plus. Și eu sper că să înflorim, n-a să dăm în jos, în sus. Eu n-aș zice că ceva lipsește, poate ceva post de muncă. Ea ca este, da, post de muncă, poate simt că să avem de lucru, dar în rest eu n-aș zice că ceva lipsește. Îmi trimite bani mai duc, e că nu vezi pe ce, că acum e rechizit școlare, îmbrăcat. Eu am cheltuit și asta, ci stin că a luat o parte, ci că din... A luat chiar tot. Și tot sunt cărdeva. Da. E scump. Spune-mi, te rog, dar unde aș putea să văd mai mulți oameni, să întâlnesc, nu? Care pot vorbi? Prin partea aia. Din în sat, ține ceva, 2000 de lei trăiești libernă. Dacă ți-o pasă, ți-o un iepuri, ți-o un... Una eu nu pot înțelege, ne. Mama mea 95 de ani a trăit și a avut 6 rubli la sovieti și e ajungea. Dar mă au 6.000-7.000 pensii și nu le ajunge. Cu 2 ani în urmă, localitatea a beneficiat de un proiect finanțat de USAID, în cadrul căruia au fost reabilitate trotuarele localității. Așa că Gripova are trotuare exact ca la Chișinău și poate mai bune. Înainte era borț în sat, așa, mergeai și boți și nu știi, și era plin de copii și de lume satul, dar m-au făcut asfalturi, luminații, tăiat și nimeni nu e în sat. Sunt foarte multe case părăsite. Foarte multe. Ce ar trebui să fie ca în Gribova să vină ca... Nu zic... Locuri de muncă. Dar locurile... Doar locuri de muncă. Dacă aș fi locuri de muncă, și să aibă salarii, măcar vreo 7.000. Aici la sate discursi. E asta, nu trăiește nimeni nici aici. Aici tot nu nimeni. Ia că aici. Dar ei le-s cunosc, nu-ți vedea. Nu trăiește nimeni. Asta de aici s-a dus cu trei copii, s-a dus în Germania, ca astea, de aici, la casa asta. Aici tot nimeni nu trăiește, mă. E dus în Germania, cu trei copii. Scuzați-vă, rog, sunteți profesoară la școală? Da. Putem discuta cu dumneavoastră? Eu sunt învățătoare la clasa a doua, am 13 elevi. E vorba că mai vine un băiețel cu vorbire în limba rusă. Îmi vede și eu îmi face. Mi lipsește, de exemplu, aș dori eu ia ca învățătoare, cum este la Drochea, la... nu numai la Casa de Cultură, dar eu zic la noi la Casa de Cultură, ar fi bine să fie deschise niște cercuri de dans, de art plastic, de educație tehnologică, de muzică, să nu circule elevii de la Gribova la Drochea, la 2 ori pe săptămână, tur-retur, cheltuială de bani, părinți au așet cu grijă. Ne mai lipsesc teatrele, circurile, vin ele aici la noi în sat, în Casa de Cultură, dar sunt foarte costisitoare. Părerea mea este că pentru copii trebuie să bată capul statul. Clasele primare mănâncă, iau micul dejun, dar clasele gimnaziale, 5-a, 9-a, nu. Și e dureros, că știți, mai ales elevul din clasa a 4-a trece între a 5-a și așa de la 4-a iese de la masă, dar a 5-a stă cu mâna întinsă și așteaptă o bucățic de pâine. Dar asta de la ospătării trebuie să o iei pe ascuns, că noi nu-l dăm voie să iasă cu pâine. Asta chiar e o problemă foarte mare la noi în sat. Care stă de vorbă, care a plecat, nu are de gând să întoarcă înapoi. Vine 10 zile, 20, dacă stă o lună, e foarte mult și pleacă înapoi. Pleci, da, la ce pleci? Dar la ce stau aici? Pe 5 noiembrie plecați la bord.
Eu toată vremea mă duc și-mi fac datorie. Că da, nu dau votul nimeni cuiva. Clar că să mă duc, asta nu e vorbă, că n-am să mă duc la vot. Eu toată viața mea ne-am făcut datorie. Nu, no, разве есть выбор? Конечно, пойдем. Sigur, sigur. Nici că acum nu stau acasă, votez cineva pentru mine. Eu mă duc, eu regulat, toată vremea mă duc și votez. Eu la așa evenimente nu particip. Omul nu vine, tu nu știi și știe el. Ca și la noi la școală, dacă elevul nu vorbește și nu spune nimic, tu nu știi și știe el. Poți știe multe, dar dacă el nu-ți spune nimic, ai impresia că el nu știe nimic. Să merg? Ați mers în dintotdeauna? Da, cum? Credeți că asta e important? Da, cum? Dar ce să iei votul? Nu cineva nu.